Bă, știți cum e cu coronavirusul ăsta? Cea mai simplă definiție. E ca omul care te bărfește. Știi că există, dar nu-l bagi în seamă, mă. Vă salută, Vladele Conacu, și bine v-am găsit la un nou episod pe acest canal. Astăzi, după cum scrie și titlul, și cred că și thumbnail-ul, sau nici titlul, nici thumbnail-ul, nu știu, vorbim despre coronavirus, COVID-19 sau cum s-o numi, partea întâi. Dar nu o să vorbesc despre, nu știu, virus în sine, ce virus și astea de a face. Nu, frate, eu vreau să fac un subiect, un topic de ăsta, dar m-a afectat pe mine direct și nu vreau să dau cu părerea degeaba. Știu eu, Conacu, n-am ce face în clipuri. Și vorbesc despre coronavirus. Culmea, tocmai asta e, că de-aia vorbesc despre coronavirus, pentru că nu pot face clipuri. Bea, te rog să confirmi în comentarii. Și mama aia n-are cont de YouTube. Bă, deci ca să înțelegeți, m-am trist azi dimineață, m-am pus să dorm, de fapt, aseară. Clipul ăsta cred că apare tot în ziua în care îl filmez. Bogdan de la Ploiești. M-am trezit de dimineață, dar m-am culcat de vreme. Anul ăla, cum era mama aia? Stai că am postat eu pe TikTok. Era o tipă și încă două tipe și era unul care zice că am luat la pariuri 1 milion și încă 2 milioane. M-am pus să dorm, nu știu, pe la 10 jumate maxim. M-am trezit foarte devreme, 7 jumate și 8. Am avut o baie și i-am dat mesaj retardatei de Bea, care știa că trebuie să filmăm. Și Bea, ce să vezi, n-a dormit toată seara, nu știu de ce, probabil s-a îngrijorat de la virusul ăsta. Păi zic, hai să filmăm. Eu m-am pus să am niște sketch-uri scrise pe hârtie, eu așa lucrez cu ele, nu știu cum lucrează fiecare, le scriu pe hârtie ideile, îmi scriu mai multe idei când intru într-o stare de idei, să zicem, le scriu pe toate și apoi mă apuc pe fiecare idee și scriu niște cadre pe care le văd eu cum aș vrea să arate clipul și mai multe, mă rog. I-am dat mesaj, băi, ce faci? Cu aia n-am dormit deloc. Zic, oh, super, zic, vrei să filmăm? Zic, nu știu ce să fac. Zic, am fost super. M-am apucat, am scris seara, zic, hai să o mai las un pic. Zic, hai când fac o baie, îmi dai mesaj după, dacă vrei să filmăm, bine. Zic, uite, vreau să filmăm într-un parc, nu trebuie parc mare, zic, filmăm două, trei cadre, am eu ceva în cap. Zic, îmi spui ce și cum. Da, bine. Am sunat-o. Femeia era 3 sferturi dormită, zic, foarte bine. Acum eu aveam un subiect pe care nu să-l zic în totalitate ca să nu se prindă. Am un clip legat de treaba asta cu coronavirus. Mi s-a părut mie o idee foarte super cu bunica mea. Și zic, haide bă frate, că mama e acasă, zic, tata e acasă, zic, bunica mea e acasă, mă duc la bunica mea, beau și o cafea, zic, văd cum se simte, că mama e destul de bătrână, zic, văd cum se simte dacă e în arei, că e cu cardiaci, cu inimi, cu ficați, cu două operații. Și dacă îi filmez cu ea, mă duc acasă, ce să vedeți, mâncați și gura ta, mama era plânsă moartă. A, Alexandre, bine că ai venit. Zic, ce ai făcut, bre? Zic, eu fi dat mama vreo 20 tachii, zic, o fi ăsta începutul sfârșitului, nu știu. Mă gândeam și pe asta. Hai, mergi cu mine? Unde? Să cumpărăm și noi făină, zahăr, ulei, că uite ce zice ăștia la Norica. La Norica înseamnă un magazin de lângă mama aia de acolo, ca să înțelegeți și voi, știți? A găsit doi suspecți aici în Pantelimon, nu știu, doi suspecți, doi bolnavi direct, că nu umblă cu suspecți. Mă rog, am stat așa, am analizat o situație, zic, băi, eu vreau să filmez cu tine, aveam și tot ghirul după mine. Deci aveam ghirul de lumină, trepiedele de telefon, suportul de telefon, angle-ul, microfonul, două microfoane externe aveam după mine, agenda cu tot, cu cadre, cu toate astea, mă dusesem, luasem niște ceva de cosplay că-mi trebuia de la magazin. A, mea vroia să mă duc să-i cumpăr făină și ulei. A, m-am uitat așa, zic, hai căpica asta, nu știa că vreau să filmez cu ea, nu i-am zis nimic, a zic, ce faci? Bine, mama. Începe tata, mâncați și mama, utilizatori de Facebook. Că am văzut eu pe Facebook, nu știu ce colonel care a împărțit mărțișoare, a fost el cu nu știu ce amant în Israel, a venit cu virusul. Bă, la mine în casă deja începuse, nană, ești nebună, bă, d-alea urâte rău, că da, mama aia zicea, da, mincinosul ăla a dat și la televizor și mama, da, am văzut și-o pe Facebook, aia e adevărat, zicea tata, da, e adevărat, normal. Zic, mamă, m-am văzut, zic, cum mai scap de aici, mă, mâncați ești gura, dar nu poți să dai noroc să o pupă mama și să plece, ești nebun, nu merge așa. Mamă. Și când a început și mama, nu știu, cu dalea, că bă, ar mai trebui să luăm și noi niște spaghete. Zic, super, da, e exact ce trebuie. Și m-am gândit eu așa, am analizat situația bine și am zis eu, nu mai filmez nimica, plec acasă, zic, și filmez eu de nervi, filmez clipul ăsta, că de nervi îl filmez, în care interesa pe cineva părerea mea.
Da, dar zic de nervi, îl filmez numai ca să am ceva filmat. Bă, frate, am intrat într-o fibrilație de-aia, de vreau să filmez într-un lucru. Am idei, vreau să filmez și n-am cu cine, nu pot. Îl sun păuță, fiți atenți aici, îl sun păuță. 8:30 Pun mâna pe telefon, eu scriam, îi dau pe difuzor. Răspunde uță. Alo. Zic, ce faci, mă? Dorm. Bine, pa, îi închid. Aștept 5 secunde și număram 5, 4, 3 și mă sună. Răspund. Omul meu, ia zi, frate, ce ai făcut? Zic, ce faci, mă? Dormeam. Zic, păi te las să dormi. Păi m-ai trezit. Zic, păi dormi, nu mai pot să dorm. Zic, bine, zic, ce faci azi? Nu știu, de ce? Zic, vrei să filmăm ceva? Bine, filmăm. Păi, dar mai târziu cum mă pun să dorm. Lasă-vă, frățiorul meu, m-am dus, mi-am luat o sticlă de aia de Capitan Morgan sau cum dracu se zice, de rom. De la Mega mi-am luat vreo 3 pachete de țigări și zic, haide mă mâncați, mă duc acasă că, bă, mi-am luat țigări, nu să-mi fac, dar că mi-am luat un cartuș direct. Mi-am luat țigări ca să am țigări, să nu mai ies, stau, că fumez un pachet pe zi, după aia mă apuc de live de seara dacă fac live sau ce mai am și mâine să nu mai stau să mai cumpăr dimineața. Bă, știți cum e cu coronavirus ăsta? Cea mai simplă definiție. E ca omul care te bărfește, știi că există, dar nu-l bagi în seamă, mă. Nu poți să nu crezi că nu există deloc, că nu poți să morțile alea, nu? Mie îmi vine să râd ăștia care cred ei pe Facebook că mamă, creat în laboratoare, dat să decimeze populația, că vin cu dronele, că de bullshit de ăsta. E o stare de alertă generală, într-adevăr. Virusul există, frate, pentru că nu ai cum să-l negi, da? S-au dat destule exemple ca să existe. Eu nu sunt de acord cu proviziile astea excesive. Poți să-ți faci provizii, ții și tu acolo 2-3 pungi de făline, mălai, maxim. Am hotelul să golești cât un bax de la jumate, 2-3 de făine, ești nebun la cap, un palet de la apă. De ce nu urmează lumea? Am văzut acum ceva știre, că eu nu mă uit, mă uit la Starea Nației, eu nu mă uit la televizor. Am văzut ceva știre cu Vama de Nădlac. Bucuie lumea acolo multă, care vine și din, nu știu, Ungaria, Germania, Nemția. Bă, e foarte multă lume în vamă, da? Bă, și ăia nu vor să intre în carantină. Bă, frate, cum să nu intri în carantină? Asta e faza. Dacă simți că ai ceva sau, nu știu, cred că ar trebui să fim puțin mai responsabili, știi? Bă, nene, te simți rău, ai simptome. Intră, frate, și caută. Bă, simptome coronavirus. Intră și caută. Bă, frate, dai un telefon la salvare. Vine salvarea să te ia. Adică nu te duci de nebun să te duci tu la spital să mai pui mâna pe 40 de bărți dacă ești infectat, ferească Dumnezeu, pe 40 de bărți de autobuz sau să pui mâna pe clanțele alea pe acolo să mai ia și alții. Bă, frate, sunt frumos la salvare și ai rezolvat problema. Și spui că crezi că ai coronavirus. Mai sunt și oameni care își bat joc de treaba asta și cred că asta, nu știu, îngreunează puțin treaba, puțin mai mult, cred că, treaba autorităților. Bă, da, vă puteți proteja și acasă, mă, frate. Bă, ok, măși nu mai sunt, mănuși nu mai sunt, da. Spală-te pe mâini, frate. Evită și tu locurile aglomerate. Altă chestie pe care nu înțeleg, bă, tu închizi școlile, închizi stadioanele, că meciul nu se mai pot ține cu mai mult de 1000 de spectatori, adică deloc, doar că se joacă ele. Și tu lași mulul deschis, că la mol cel puțin 10.000 de oameni pe zi intră-ies. Care nivelul nostru de maturitate? Suntem o țară pierdută, nu avem ce treabă cu realitatea. Deci la noi, dacă e o bășină mai puternică de asta virală, noi ne-am dat toți o inhalăm și o dăm mai departe pe cur. Deci pe noi nu avem nicio șansă. Ba, am putea să ne igienizăm un pic mâinile, da? Te speli pe mâini mai des, eviți locurile aglomerate și cam asta e, frate. Și dacă totuși simți ceva, sună, frate, la salvare. Nu-mi place isteria, frate. Nu-mi place isteria de nicio culoare. Toată mascarada asta. Și nu mai credeți, mă, ce vedeți pe Facebook, frate. Eu cel puțin nu mai folosesc Facebook decât să-mi dau share la clip. Eu nici măcar nu intru pe Facebook. Eu dau share din pagina de YouTube, adică bullshit. Nici pe Instagram. Pe Instagram cred că urmăresc 120 de persoane și feed-ul meu e umplut de Dana Budeanu, Smiley și cine mai postează? Irina Rimes și atât. Și Justin Bieber. Și Cristiano Ronaldo. Așa, cam așa postează cel mai des. Și în feed-ul meu, dar sunt chestii relevante. Adică ăla celebrează un gol, ăla arată mai haine cu Drew House, Justin Bieber. Dar nu mă uit, știi? Doar ce primez mesaje și le citești și le răspund. Atât. Ți-o postez eu pe story. Mă mai uit pe story foarte, foarte rar. Partea a doua. Mi-am terminat tatuajul parțial și o să vi-l arăt și voi să-l vedeți. Parțial? De ce zic parțial? Pentru că am făcut cover-ul ăla pe piept. Știți că aveam o emblemă de Ultras și un dance și niște steluțe. Și acum o să vă arăt și vouă. This is my nanor fair. E foarte, foarte proaspăt. L-am dat cu crema în grijă de l-am spălat. Deci cam așa arată tatuajul acum.
Și o să mai urmeze să facem aici pe trandafir, cam doi trandafiri, ca să le integrăm și o galaxie frumos. Și acum o să răspund la două, trei chestii pe care, nu știu, mi le-au dat câțiva și prieteni și urmăritori. Una la mână, de ce mă tatuez? Pentru că îmi place, frate, asta ar fi foarte simplu de răspuns, dar bă, mă tatuez pentru că sunt adeptul chestiilor astea, povești pe corp, știi? Ceva diferit. Eu întotdeauna am încercat să fiu diferit și faptul că mă vopsesc și faptul că m-am apucat de YouTube, pentru că niciunul din prietenii mei nu făceau YouTube, știi? Și vreau să fiu diferit cu toate că lumea vorbește. Vreau să fiu diferit. Și îmi place felul ăsta, dar spune povești cu tatuaje, știi? Toate că un om vede și spune, mamă, ce dracu semnifică pentru tine Anubis și Ra? Adică, mamă, da, mă, ne zici nouă că ne faci tatuaje și tu ți-ai făcut Anubis și Ra. Dacă v-ați interesa un pic așa ce reprezintă Anubis, ce reprezintă Ra, sau ce a reprezentat acum, cum vreți să o las fiecare, ați vedea că poate pentru mine înseamnă ceva. Eu sunt pasionat cu istoria, frate. Istoria de orice fel. Pe prim plan, îmi place istoria, să o zic cât mai... istoria războaielor, să zicem unul la una. Primul război mondial, al doilea război mondial, Germania nazistă. Asta îmi place mare parte, dar sunt fascinată și de istorie, pe locul 2, cum ar veni, în general, așa. Prefer decât să mă uit la Puterea Dragoței și la, nu știu, la Bambi, la ce dracu mai rulează acum, nu știu ce de actualitate. Nu zic că nu mă uit deloc, mai trag și un ochi, că nu pot să fii direct doar outside. Prefer să mă uit la un documentar, prefer să mă uit la alte chestii, Atenție Cadmere, Zaia Fet. Sunt canale pe care le urmăresc eu. Și mai am un băiat acum, Cronicile Sportului, pe care îl urmăresc. Foarte răruț, pentru că mă interesează cam toate subiectele. Dar mă pierde foarte rapid, la început, spre jumate așa. Dar îmi place, are o voce ok. A doua chestie, e dureros? Bă, depinde. Uite, eu... pe mâini n-am avut niciun stres. Deci niciun stres. N-am. Decât aici la vene când mi-am bătut, aici, în zona asta, am avut un pic de durere așa, mi-am aduc aminte, dar pe mână rest așa nu. Și am stat destul de mult la ele, la unele. Dar pe piept, n-a rezistat. L-am făcut în 3 ședințe, mâncați și gurata. Tot pieptul ăsta. Pentru că n-a rezistat. Nu, se ducea peste 6-7 ore fiecare ședință și rezistența corpului scădea. 3 la mână. Mai vreau să-mi fac tatuaje pe viitor? Da, mai vreau. Ce vreau să-mi tatuez? Bă, în mare parte vreau să-mi fac un tank. Mă gândesc ori la o scenă de, v-am zis cu istoria cu astea, ori la o scenă de un tranșeu așa frumos, sau tranșee, nu știu cum să zice, plural. Ori un tank, ori o scenă așa de război, dar din al doilea război mondial vreau ceva mai mult ca sigur. Și, nu știu, undeva pe coapță, așa vreau să-mi fac un portret, portretul mamei mele. Cine știe pe ce-mi vine mie pata? Gen, ce urmează 100% sunt două planete aici, cu o galaxie așa, exact în jurul gâtului, așa cât să rămână, uite pe aici, așa gen să vină. Nu știu cât de bine se vede, dar vă imaginați voi. În schimb, cine a rezistat până acum, vreau să vă zic în felul următor. Vă mulțumesc pentru toată susținerea de la Clipper. Sper că se vede că am o poftă de filmat. Problema e că eu nu prea am... cu cine filma, pentru că mie nu vine să fac toate ideile singur și mă mai trag înapoi. Dar vreau să lăsați și voi în comentarii la orice clip, frate, nu doar la clipul ăsta. Când aveți voi idei sau v-ar plăcea să vedeți ceva la mine, lăsați-mi în comentarii, că eu citesc comentariile, ați văzut, vă dau și inimioare. Rapid, gen primele comentarii care ies, primele, nu știu, prima oră, acolo dau cu inimioare. Nu uitați să mă urmăriți pe Instagram, la Jigosul Suprem, pentru că acolo sunt foarte, foarte activ. Urmează un giveaway special, o să zic în clipul următor, de 10.000 de urmăritori pe Instagram. Subscribe aici dacă nu ești abonat, cu clopoțelul neapărat ca să fii notificat când vine clipul, când apare clipul, când pun clipul cu premieră. Și să vă zic, smash the like button, vă pupă Jigosul!